E minunat să începem ziua cu Hristosul înviat în inimile noastre și că ne putem bucura împreună de viața oferită de El. Să fiți binecuvântați, dragi cititori ai Evangheliei și lăsați ca Duhul Sfânt în această zi să vă vorbească prin textele pe care le vom citi Pasajul din Vechiul Testament ne învață că Dumnezeu poartă de grijă mereu copiilor săi ca să aibă parte de conducători în care să se reflecte caracterul său. În timp ce poporul din pricina păcatului continuă să rătăcească prin pustie, Dumnezeu pregătea următorul conducător pentru a-și îndeplini planul. Putem conștientiza că încăpățânarea unui popor care își permite să se răzvrătească împotriva direcțiilor pe care le dădea Dumnezeu avea să fie o provocare în acceptarea unui nou conducător uman. Dumnezeu o preîntâmpină și după ce îl încurajează personal pe Iosua, pregătește o minune, trecerea râului Iordan pe uscat, pentru a confirma poporului că prin Iosua el își va duce promisiunea la împlinire și le va oferi țara promisă. Această intervenție divină se aseamănă cu trecerea Mării Roșii, amintindu-i poporului că Dumnezeu care i-a scăpat de asupritor, pretinde de la ei sfințire. Meditând la acest pasaj, suntem chemați ca să ne simțim în siguranță cu privire la conducătorii pe care Dumnezeu i-a rânduit în biserica sa, fiindcă El dorește să-și ducă poporul în împărăția sa și nu-l va lăsa să fie dus în rătăcire. Văzând modul în care Dumnezeu ne poartă de grijă prin oamenii săi, ne revine datoria de a continua să ne sfințim viața noastră. Unul din aspectele sfințirii îl putem vedea în următorul pasaj, în care Duhul Sfânt, prin textul sacru, ne cheamă să avem o atitudine smerită în societate. Aceasta se concretizează atunci când stăpânim instinctul de a ne poziționa în centrul atenției în cadrul unei întâlniri. Cred că majorității dintre noi ni s-a întâmplat să avem parte de un moment penibil când, într-o anumită situație, o persoană încerca să atragă atenția tuturor prin atitudine arogantă sau prin discuții fără sens. Scriptura se ocupă și de educarea noastră în public. Cunoscându-ne locul și importanța în anumite situații, ne va aduce și o apreciere din partea celorlalți din jur, împreună cu o înălțare din partea lui Dumnezeu. O altă latură a sfințirii se materializează prin oferirea unor beneficii oamenilor care sunt defavorizați și nu pot răsplăti înapoi actul nostru de generozitate. Iar în finalul pasajului observăm că în procesul de sfințire avem libertatea din partea lui Dumnezeu de a-i chema pe fiecare la nunta pregătită de el. Adică lucrarea de misiune trebuie să continue pentru toți oamenii, indiferent de poziția socială, realizări ale vieții sau sănătatea trupească. Împlinirea acestei libertăți va dovedi dacă suntem creștinii care și-au înțeles responsabilitatea și menirea care vine odată cu invitația de a participa la nunta mielului. Încheiem citirea din această zi cu cărțile poetice. Psalmul 80, este un psalm al lamentației poporului cu privire la pierderea de dezavantajelor oferite inițial de Dumnezeu. Poporul Israel ajunge să fie folosit de celelalte popoare și resimte asuprirea care le reamintește de Egipt. Strigătul lor este ca Dumnezeu să-și manifeste puterea și harul său și să le reofere poziția inițială, neținând cont de mânia sa justificată. La fel vă chem și eu, pe dumneavoastră, să înălțăm rugăciuni pentru poporul lui Dumnezeu, ca el să aibă parte de protecția divină, indiferent de circumstanțe și mai apoi să ne rugăm pentru toți oamenii nemântuiți, ca ei să primească Harul lui Dumnezeu. Dacă ascultați dis de dimineață acest video, vă doresc să aveți o zi binecuvântată în tot ce întreprindeți să faceți și Dumnezeu să însoțească lucrurile mâinilor dumneavoastră, iar prin renumerarea muncii, să fiți o binecuvântare pentru alții, dovedind astfel dependența de Dumnezeu. Pace și mulhar.